Zelenski a dat ordin în miez de noapte. Vladimir Putin furios. În Înrucât agresiunile militare ruse continuă în Ucraina de aproape două luni de zile, autoritățile ucrainene au luat o decizie radicală care vizează direct învățământul de stat, atât preuniversitar, cât și universitar. Taras Kremen, comisarul ucrainean pentru protecția limbii de stat. A propus înlocuirea disciplinei școlare limba rusă în școlile ucrainene cu materii noi, începând cu 1 septembrie 2022. În ceea ce privește studierea unei astfel de discipline în școli, cum ar fi limba rusă, este necesar să se ia în considerare posibilitatea de a înlocui această disciplină cu altele. Împărtășesc avertismentele Ministrului Educației și Științei, precum și ale Ombudsmanului Educațional, că până la sfârșitul acestui an școlar profesorii de limba rusă, dacă nu au predat altceva, pot fi trimiși în concediu. Și de la 1 septembrie, această disciplină va fi înlocuită cu altele, mărind cota de studiere a altor discipline importante, și anume, istoria Ucrainei, limba ucraineană, literatura ucraineană, matematică și limba engleză, a scris Taras Cremen pe pagina sa de Facebook. Acesta a solicitat urgent și revizuirea programei școlare privind literatura străină deoarece ea acordă o atenție deosebită scriitorilor ruși. Toate acestea, bineînțeles, sunt de competența Ministerului Educației și Științei, care formează politica de stat în acest domeniu. Dar atât profesorii, cât și părinții pot veni cu inițiative similare. În realitatea tragică actuală, eliminarea tuturor narațiunilor rusești din viața de zi cu zi este un lucru important. Crearea celor mai bune oportunități pentru viitoarea noastră renaștere. Suntem o mare națiune europeană care demonstrează întregii lumii cum să lupte și să învingă, a completat Taras Cremen.